lansarea primelor ghiduri de finanțare ale programului regional Vest 2021-2027 intră în linie dreaptă. Criteriile de evaluare și selecție pentru 8 dintre intervențiile regionale și stadiul lansării apelurilor de proiecte au fost analizate zilele trecute în Comitetul de Monitorizare pentru Programul Regional Vest 2021-2027, iar județul Hunedoara poate obține finanțare nu doar pentru drumul spre cetățile dacice Oreștie-Costești, ci și pentru drumul Regelui, proiect comun cu județul Arad. Drumul spre cetățile dacice a ajuns într-o stare deplorabilă, realitate recunoscută și de președintele Laurențiu Nistor, care a ajuns să numere gropile din carosabil, după cum a declarat în ședința Consiliului Județean de astăzi. Vești foarte bune pentru drumul la Costești, așa cum am spus-o și în ședință. Alaltieri s-a aprobat finanțarea de către ADR Vest, finanțarea acestui drum. În luna iunie, jumătatea lui iunie încolo, vom trece la licitație, proiectare și execuție și vor fi un drum de excepție și acolo, așa cum este și pe culoarul de nord. Tot așa, cam de genul ăsta. Ce v-a făcut să numărați? Păi, n-am avut de lucru și eu în mașină și m-am pus la numărat de gropi. Dar a fost bine că le-am numărat, fiindcă au învățat și ai mei din subordinea de la Consiliul Județean că trebuie ei să vină să-mi spună câte gropi sunt și unde sunt, nu-i președintele Consiliului Județean să meargă. Dar nicio problemă. Eu număr și gropile, dar tot obligația mea să le și astupăm pe urmă. Ca urmare a dublării sumelor alocate capitolului drumuri județene, va intra pe finanțare în acest an și drumul Regelui, proiect comun cu județul Arad. Pe POR 2020-2027, ghidul pe drumuri județene se deschide la începutul lunii iunie. Comitetul de monitorizare care a avut loc miercuri la ADR Vest a aprobat toate criteriile. Este aprobată prima listă în care este Orăștie-Costești, este pe lista de rezervă, având în vedere faptul că suma s-a dublat. De la 106 milioane vor fi undeva la 212 milioane de euro și intră 100%, de fapt sunt încă trei drumuri care vor intra în cealaltă parte. Aici a fost o discuție cu prioritățile în care la nivelul președinților de Consiliu Județene și atunci președintele Laurențiu Nistor împreună cu președintele Cionca de la Arad au hotărât ca să facă un proiect comun și drumul Regelui intră obligatoriu în finanțare pe POR 2020-2027. Regiunea Vest beneficiază de fonduri europene în valoare de 1,18 miliarde euro prin programul regional Vest 2021-2027 pentru investiții care sprijină creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi.